Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, ne apropiem deja de partea finală a Evangheliei după Marcu. Începând cu acest capitol, relatarea lui Marcu cunoaște anumite modificări. Observați că în capitolul 12 și în capitolele care urmează nu mai întâlnim minuni. Am spus încă de la început că aceasta este Evanghelia acțiunii cu accentul pus pe minuni. Iată însă că ritmul acțiunii este încetinit acum și se ajunge chiar la o pauză. Dar acesta nu este decât calmul dinaintea furtunii. Vom vedea destulă acțiune în fragmentele care vor urma. O schiță a acestui capitol ar arăta cam așa. Mai întâi, Domnul Isus grăbește confruntarea cu liderii religioși, spunând pildavierilor. Apoi sunt răsturnate planurile fariseilor și irodienilor care încercau să-l prindă pe Domnul Isus cu birul Cezarului. Domnul Isus înfrânge apoi scepticismul saducheilor cu privire la înviere. Tot Domnul Isus liniștește inima cărturarului care întreabă despre cea mai importantă poruncă. Pe urmă, Domnul Isus le pune întrebări fariseilor cu privire la Mesia și tot cu această ocazie citează Psalmul 110. În cele din urmă, Domnul Isus definește dărnicia biblică prin evaluarea celor doi bănuți ai văduvei. Iată că și în acest capitol avem foarte multă acțiune, numai că este de altă natură. Domnul Isus este mielul de Paște și este examinat îndeaproape acum, înainte de a fi înjunghiat. V-amintiți, poate că mielul care urma să fie gerfit era cercetat foarte atent pentru ca nu cumva să aibă vreun defect. Valuri de mânie se vor abate asupra lui în zilele care urmează acestor evenimente. Aceasta nu este o perioadă de liniște și inactivitate, ci una a întâlnirii încrâncenate cu liderii religioși. Ambele părți implicate în conflict scot artileria grea și fac toate pregătirile și aranjamentele pentru lupta dintre cer și iad, dintre lumină și întuneric, dintre Dumnezeu și satan. Cu greu ar putea spune cineva că aceasta este o perioadă de inactivitate sau de încetare a ostilităților. Cei trei ani de periodice altercați între Domnul Isus și conducătorii religioși explodează acum într-o confruntare verbală plină de amărăciune. El ia inițiativa și obține o victorie pe teren verbal, iar ei renunță la tactica de a-l prinde în capcană în felul acesta. Conducătorii religioși speraseră că îl puteau face pe Domnul Isus să spună ceva ce îi va întoarce pe oameni împotriva lui. Toate întrebările puse de ei erau încărcate cu această intenție. Domnul Isus a grăbit acțiunea lor oferindu-le cea mai directă, cea mai clară pildă a lucrării sale, pilda vierilor. Înțelesul ei este evident. Iar capitolul 12 debutează cu această pildă. Isus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. Via este poporul Israel, conform cu Isaia, capitolul 5, de la versetele 1 la 7. Dumnezeu a scos această viță din Egipt. El a plantat-o. Tot el a dat acestui popor o religie. Israel a fost singurul popor care a avut o religie dată de Dumnezeu și care a avut parte de prezența lui bisericile creștine nu au avut parte de prezența nemijlocită a lui Dumnezeu așa cum au avut izraeliții. Dar să vedem care este pilda pe care o spune Domnul Isus pentru conducătorii religioși ai acelei vremi. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob, ei l-au rănit la cap și l-au bat jocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră și au pus mâna pe el, l-au omorât și au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierea aceea și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Tema pildei, așa cum spuneam, este evidentă. Robii trimiși să ia roadele viei sunt profeții. Omul care a sădit o vie este Dumnezeu Tatăl. Via este poporul Israel. Dumnezeu a ales și a ocrotit acest popor. Vierii sunt conducătorii religioși ai Israelului, Într-un final, vierul l-a trimis la vier pe fiul său, care este, desigur, Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Isus a venit mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel, cel puțin este ceea ce ne spune Matei în capitolul 15, versetul 24. Dar el a venit și pentru restul lumii, pentru întreaga omenire, așa cum aflăm din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Aici, însă, Domnul Isus face o aluzie clară și intenționată la conducătorii religioși care se aflau înaintea lui în acel moment. Ei îi plănuiseră deja moartea, iar el nu făcea altceva decât să le scoată la lumină uneltirile. El știa foarte bine ce este în inima omului. Domnul Isus le spune conducătorilor religioși ce vor face ei. El le-a profețit fiecare pas și le-a anticipat fiecare mișcare și îi acuză de crimă înainte ca ei să o comită. Apoi, Domnul Isus prezice judecata acestor oameni. Împlinirea acestor predicții le putem vedea în anul 70 după Domnul Hristos, când Titus a distrus cetatea și i-a luat în captivitate pe toți. Dacă vreodată vom vizita Coloseumul din Roma, să ne gândim că acesta a fost construit prin munca sclavilor evrei. Dar să mai remarcăm un lucru minunat aici piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Aceasta este o pildă dublă, conținând o și pe cea referitoare la vier și pe aceasta cu piatra din capul unghiului. Hristos era o piatră de potignire și un prilej de păcătuire pentru conducătorii religioși ai poporului, dar mulți s-au întors la el și astfel el a devenit piatra din capul unghiului. Acest lucru va fi împlinit de plin în viitor, când Domnul Isus va veni din nou pe pământ. Găsim această descriere în Cartea Zaharia, capitolul 4, versetul 7. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Conducătorii religioși ar fi vrut să-l prindă chiar atunci pe Domnul Isus și să-l execute, dar se temeau de popor. Această pildă a vierilor a declanșat un război verbal, așa că ei au trimis la Isus o altă delegație. Apoi au trimis la Isus pe unii din farisei și din irodiani ca să-l prindă cu vorba. Aceștia au venit și au zis, Învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu un adevăr se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Isus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns, Pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. Întrebarea lor este o adevărată lucrare de artă. Ei l-au lingușit pe Domnul Isus, dar el i-a făcut ipocriți. Nu le-a ascultat lingușirile. Domnul Isus le cere în cele din urmă un ban. De ce credeți că a cerut domnul banul acesta? Am putea spune că l-a cerut pentru ca să folosească un ban de-al lor. Dar tot atât de adevărat poate fi și faptul că el nu avea niciun ban asupra lui. Gândiți-vă puțin la acest lucru. Domnul Slavei este în lume și nu are niciun ban în buzunar. El cere un ban celor care îi puseseră întrebarea, și aceștia îi dau o monedă i-au adus un ban și Isus i-a întrebat, Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci Isus le-a zis, Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și se mirau foarte mult de el. Ei au dat o monedă și Isus le-a pus o întrebare. Dacă ar fi răspuns spunând că trebuie să plătească bir Cezarului, aceasta ar fi însemnat că l-ar fi pus pe Cezar înaintea lui Moise și înaintea lui Mesia. Dacă ar fi răspuns că nu trebuie să plătească bir Cezarului, s-ar fi făcut vinovat de răzvrătire împotriva acestuia. Potrivnicii domnului Isus au crezut că au găsit capcana perfectă, dar s-au înșelat și de data aceasta. Ei nu au mai putut face altceva decât să se minuneze de răspunsul domnului. Răspunsul Domnului nostru arată faptul că un copil al lui Dumnezeu are o responsabilitate dublă. De fapt, această responsabilitate poate avea chiar mai multe aspecte. Cu ceva timp în urmă am stat de vorbă cu un bărbat care mi-a spus că tatăl său era în spital, iar mama sa era grav bolnavă acasă, dar el avea o sumă de bani puse deoparte pentru biserică. După mai multe întrebări, am aflat că părinții lui erau la mare strâmtorare, atât de mare încât aveau nevoie de ajutorul comunității pentru a supraviețui dacă el nu-i ajuta. Așa că i-am spus acestui om că prima lui responsabilitate este aceea de a se îngriji de părinții lui. Acum auzim tot felul de noțiuni ciudate despre Evlavie și devotament față de Domnul. Noi avem o responsabilitate și față de autorități. Față de guvern și față de biserică, față de Dumnezeu. Când văd câte impozite am de plătit, mă gândesc că această responsabilitate este mult prea mare. Mă supără și mă doare să văd felul în care trăiesc unii senatori sau deputați în condițiile unei corupții tot mai generalizate. Vă mărturisesc că în aceste momente nu-mi vine deloc să-mi plătesc impozitele. Dar acesta nu înseamnă că nu trebuie să o fac. Așa cum spuneam, avem o responsabilitate clar stabilită de Domnul nostru față de statul în care trăim. De asemenea, avem o responsabilitate clară față de cei pe care iubim. Avem responsabilitate de asemenea față de biserică. Eu am față de voi responsabilitatea de a vă prezenta cuvântul lui Dumnezeu. Toți avem responsabilități foarte clare. Și la acest aspect se referă și Domnul Isus în acest fragment. De aceea le spune celor de față că au această datorie, această responsabilitate față de Cezar. Dar aceasta nu înseamnă că sunteți eliberați de răspunderea pe care o aveți față de Dumnezeu. Până la urmă, Domnul Isus se folosește de acest incident pentru a le spune o altă pildă. Dați-mi un ban, a cerut Domnul. Cu acest ban, Domnul Isus exemplifică un adevăr minunat. O monedă are două fețe. Noi avem responsabilități în două aspecte, în două arii ale vieții noastre. Adică, omul are atât o obligație pământească sau materială, cât și una spirituală sau cerească. Cetățenii cerului plătesc impozite aici, pe pământ. Călător pe pământul acesta, ei ar trebui să depună averi veșnice în cer. Vedeți așadar cum i-a redus Isus la tăcere pe acești irodieni care voiau să-l aibă pe Irod la putere. Dar să mergem mai departe. Saducheii, care zic că nu este în viere, au venit la Isus și i-au pus următoarea întrebare. Învățătorule, iată ce a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și va rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Acum, dacă vă amintiți, saducheii erau liberalii vremii. Ei negau existența supranaturalului. Ei afirmă un lucru corect, totuși, prin referința la răscumpărarea făcută de o rudă, despre care este vorba în Cartea Rut. Cunoșteau, deci, Scriptura. Aș mai vrea să spun despre ei că erau în opoziție cu irodiani și farisei. Iată însă că atunci când este vorba să-L prindă pe Domnul Isus, ei toți devin aliați. Dar să continuăm. Erau dar șapte frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără să lase urmași. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmași. Tot așa și al treilea. Și niciunul din cei șapte n-a lăsat un urmaș. După ei toți a murit și femeia. Acum, exemplificarea este puțin ridicolă. Sigur și-ar găsi duplicatul în viața societății moderne, dar tot ridicolă este. Dar întrebarea lor este următoare. La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toți șapte au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Isus le zis: Oare nu vă rătăciți voi din pricina că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Aș spune că aceasta este o problemă modernă. Este o problemă cu care ne confruntăm și noi astăzi. Nu pricepem nici scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că ei cunoșteau scriptura, știau ce cuprinde ea, dar nu o pricepeau, nu o înțelegeau. Se vorbește de câțiva ani de reducerea exploziei demografice la nivel mondial. Această planetă este suprapopulată. Unii oameni susțin că această tendință de reducere a exploziei demografice este contrară Bibliei pentru că, spun ei, Dumnezeu i-a spus lui Adam, creșteți, mulțiți vă și umpleți pământul. Afirmația este foarte adevărată. Dar Domnul nu a spus lucrul acesta tuturor Adamilor până în ziua de astăzi. El nu a spus acest lucru pentru generația prezentă. Dacă tu și soția ta ați fi singurii oameni de pe acest pământ, această poruncă ar fi într-adevăr pentru voi. Dumnezeu a repetat porunca pentru Noe, care rămăsese pe pământ numai cu familia lui și se simțea singur. Dar el nu a repetat această poruncă și pentru noi astăzi. Nici măcar nu li se spune creștinilor acest lucru. Acest punct de vedere exprimă o ignoranță răuvoitoare în ceea ce privește adevărul Sfintei Scripturi. Foarte mulți au această atitudine astăzi, din păcate, dar nu ar trebui să-i ascultați. Domnul le spune saducheilor că nu cunoșteau două lucruri, scripturile și puterea lui Dumnezeu. Căci după ce vor învia din morți, spune Domnul Isus, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. Aceasta nu înseamnă că un bărbat și o femeie care au fost împreună pe pământ nu vor fi împreună în cer. Ei nu vor fi împreună ca soț și soție. Ei nu își formează un cămin în cer și nu încep să crească copii acolo, acesta este lucru pe care îl spune Domnul în acest fragment. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise în locul unde se vorbește despre rug ce a spus Dumnezeu când a zis Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci a celor vii. Tare vă mai rătăciți! Saducheii nu cunoșteau puterea lui Dumnezeu. Moise nu este mort, Avram nu este mort și nici Isaac nu este mort. Trupurile lor au fost înmormântate la Hebron, dar ei nu au murit. Ei s-au dus la Domnul și acolo sunt toți prietenii noștri creștini care mor în Domnul. Răspunsurile lui Isus îi bulversează pe conducătorii religioși. Acum urmează o altă persoană care vine la Domnul după ce a auzit discuția cu Saduchei. Unul din cărturari care i auzise vorbind fiindcă știa că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, Care este cea din tâi dintre toate poruncile? Domnul Isus îi răspunde și lui, Cea din tâi este aceasta, Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Dragii mei, în ce măsură ținem noi această poruncă? Dacă spuneți că nu aveți nevoie de Hristos ca Mântuitor personal și că ascultați de Dumnezeu, vă întreb: îl iubiți pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea? Dacă nu, ați încălcat porunca lui, și atunci, iată, aveți nevoie de un Mântuitor. Eu știu că am nevoie de un Mântuitor pentru că nu mă ridic la înălțimea așteptărilor acestei porunci. Mi-aș dori din toată inima să-L iubesc pe Dumnezeu așa cum ar trebui, dar știu că nu reușesc. Dar mai este o poruncă. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Dacă îndepliniți această cerință, puteți să faceți o cerere pentru a primi mântuirea pe baza meritelor voastre. Până atunci însă, aveți nevoie de un mântuitor. Cărturarul i-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur și că nu este altul afară de el și că a iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jerfele. Isus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Dragii mei, sunt mulți care sunt atât de aproape de împărăția lui Dumnezeu. De multe ori, lucrul care le lipsește este doar acel pas prin care să-L inviți pe Hristos în inimă. Aici s-a încheiat perioada întrebărilor adresate Domnului Isus. Potrivnicul nu a reușit să-L prindă în cursă. Acum Domnul este cel care pune întrebările. Aș vrea să trecem acum la partea finală a acestui capitol. Incidentul final al capitolului îl prezintă pe Domnul Isus Hristos în templu lângă visterie. Îi privea pe oameni aruncând bani în visterie. Isus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult, a venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care ar fac un gologan. Vedeți ce se întâmplă aici? Domnul a remarcat imediat că bogații aruncau mulți bani în visterie. Ei erau cei mai generoși. Adevărul este că și nouă ne plac generoșii. Dar Domnul Isus nu îi laudă pe ei. El o privește pe văduva săracă. I-a dat doi bănuți. N-a dat mult. În comparație cu bogăția Templului, darul ei nu însemna mai nimic. Dar știți ce a făcut Domnul? El a luat acei doi bănuți. I-a sărutat preschimbându-i moneda și naurul cerului, acordându-le astfel o valoare mai mare decât cea mai mare avere dată vreodată de un om bogat. De ce? Pentru că el a văzut că văduva nu a păstrat nimic pentru ea și i-a dat lui totul. Mulți oameni mă întreabă dacă trebuie să dea 10% din venitul lor pentru Dumnezeu. Categoric da. Dar, dragi prieteni, o întrebare și mai importantă este: cât păstrați pentru voi? Nu contează cât dați. Problema este cât păstrăm pentru noi. Nu putem să întrebăm cât de mult îl iubim pe Domnul, ci cât de mult ne iubim pe noi. Vedeți, iată modul în care trebuie să ne punem aceste probleme fie ca Duhul Domnului să ne ajute să dăm răspunsul corect. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.